Concurs de fotografie la Liceul Economic Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin. Consiliul Elevilor din cadrul liceului a organizat evenimentul pentru a scoate în evidență ceea ce este frumos în viața tinerilor. În cadrul expoziției se regăsesc fotografii care surprind natura în timpul toamnei, dar și oameni la sate surprinși în timpul activităților zilnice. Elevii de la Colegiul Economic Teodor Costescu au organizat un concurs de fotografie unde au fost expuse peste 60 de lucrări. Acestea au fost împărțite în 4 categorii, tocmai pentru a scoate în evidență frumusețea locurilor în care trăim. Din cele 60 de fotografii expuse, 12 au fost premiate. Este inițiat de Consiliul Elevilor din Colegiul Național Economic Teodor Costescu. Este inițiativa lor. Concursul se va desfășura pe parcursul a 4 etape, 4 anotimpuri. Și fiecare etapă are 4 secțiuni: peisaj, portret, activități zilnice și necuvântătoare. Datorită faptului că sunt foarte pasionată de fotografie, sunt fericită că am putut obține premiul 2 la fotografia mea, care se încadrează la secțiunea activități zilnice. Ne vorbești puțin despre procesul. Cum ai văzut tu această fotografie fiind una chiar potrivită pentru acest? Pur și simplu mă plimbam și am văzut peisajul și am zis că nu se poate să trec și să nu fac o poză, pentru că pur și simplu am văzut cu alți ochi imaginea. Concursul constă în mai multe etape. Am crezut că acest proiect trebuie inițiat pentru înfrumusețarea liceului, dar și pentru ca copiii să descopere frumosul din Mehedinți, să descopere culoarea acestui anotimp. Acest concurs se va mai desfășura în următorul timp, cu încă 3 etape, respectiv etapa de iarnă, etapa de primăvară și etapa de vară. Ideea proiectului a pornit de la dezvoltarea frumosului, de arătarea naturii în alt fel, din lentila camerei, de evidențierea ei și de aspectul ei mult mai frumos. Poate că ați vrut să evidențiați anumite părți frumoase a orașului? Da, am vrut să evidențiem și anumite părți frumoase ale orașului. Am vrut să evidențiem și alte activități, cum ar fi de la țară, activitățile care le fac oamenii, peisajele, florile care se găsesc și la noi în oraș și se găsesc și în afara orașului, flori de toamnă, peisaje. Pe holurile liceului pot fi admirate fotografiile pe care elevii le-au surprins atât în Drobeta Turnu Severin, cât și în mediul rural.